Pentru că Avram nu i-a zis, du-te tu acolo. Era alegerea lui personală. Știți bine cum i s-a terminat viața? Și mai știți că din toată familia lui am rămas doar cu două ofice. Într-un context azardos, groaznic ce era Sodoma, nu intrăm în detalii acum. Lot, cum de ai ajuns? Trei la altar cu Avram, trei la rugăciune, tu ai într un context în care iubeai prezența Domnului. Tu aveai o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu din cer vorbea cu tine împreună cu Avram. Erai nepotul lui Avram. Aveai toate preferințele necesare să poți să fi binecuvântat. Aveai tot cadrul în care binecuvântarea Domnului să curgă peste casa ta, peste familia ta. Ce s-a întâmplat cu tine, Lot? Lot zice: Mi-am autoblestemat casa, pentru că am ales greșit.